Vă salut! Astăzi vreau să vă arăt cum a ieșit solarul. L-am terminat, am avut ceva de lucru la el. O să vă vorbesc puțin despre greșelile care le-am făcut înainte și nu trebuia, ce trebuia să fac dinainte. În principiu solarul, sunt mulțumit, mi-a ieșit destul de bine. O să încep cu ușile. Le-am lăsat, au o deschidere de 2 metri lățime. Le-am pus, mai aveam ceva policarbonat, după cum vedeți este una maro și una mai maro, mai deschis, spre gri. Ce am lucrat cu policarbonat și mai mi-a rămas bucățile astea, așa că am decis să nu mai folosesc folie. Este și mai bun cu policarbonat și mai aspectos și am pus policarbonatul. În principiu solarul mi-a ieșit destul de bine, nu l-am terminat așa repede din cauza timpului, că am avut destul de multe ploi. I-am dat prima dată un strat de grund, după care i-am dat o vopsea albă, imediat o să intrăm în el și o să vă arăt. Cam așa arată solarul și pe lateral. A ieșit binișor pentru început, ținând cum că pe arcade n-am mai făcut până acum. Vă vorbeam în clipul mai vechi că folia am să o prind în clipsuri. Astea sunt clipsurile care prind folia în ele. Totodată i-am dat și câte unor șurub în caz că este ceva să nu mi-o scuipe, cu toate că nu mai are nicio șansă să mai iasă astea de pe țevi. Înainte de a pune clipsurile, dacă cineva vrea să facă cu metoda asta să o pună în practică, clipsurile trebuie băgate în apă fiartă. Ele sunt de un material foarte, foarte dur și dacă le băgăm așa cum sunt acum, există posibilitatea de a rupe folia. Așa că dacă vreți să faceți așa și să prindeți cu clipsuri, le băgați în apă fiartă. În momentul când le-ați băgat în apă fiartă, ele devin moi și ușor de lucrat cu ele, intră foarte repede pe țeavă. În momentul când s-o rântări de sărăcesc, s-a terminat, nici nu mai puteți să le mai scoateți, dar eu pentru siguranță le-am dat și câte un orșurub din ala de tablă prins pe el, ca să nu mai avem probleme. Tot solarul este făcut pe manivelă, geamurile dintr-un cap în altul. Imediat am să vă și arăt cum se deschide. Aici avem spatele lui. Încă mai trebuie să mai tai cum e folia asta aici, să o mai taie puțin. Dar o să fac și treaba asta. Aici arătăm și spatele, cam așa arată. În principiu este destul de bine întins. Mai are colo-colo câte o mică cută, dar o să încerc să le mai strâng de jos din pământ. Pentru început, ținând cont că n-am mai lucrat un solar ca asta, în mare parte sunt mulțumit cum a ieșit solarul. O să vă arăt cum lucrează și manivela. Să vă arăt aici sistemul cum am făcut la manivela de prindere ca să stea prins. Este ca un zăvor și aici jos i-am sudat cam așa. Nu știu cât de bine se vede pe cameră. Și când manivela este sus, doar o prindem și tot solarul stă deschis, tot geamul. Pe lateral cealaltă este la fel. Eu deja am și lucrat puțin înăuntru cu motocultorul în el. Așa și aici este la fel. Toată partea asta. Imediat o să vă arăt cum se deschide.
În mare, mie mi-a luat și mult timp pentru că nici nu am știut prea bine cum să-l fac și m-am cam codit așa colo-colo. Acum că știu, deja e cam târziu, poate viitorul solar care o să-l fac o să-mi fie mai ușor. De asta am și spus cum trebuie să-l facem. V-am spus greșelile pe care le-am făcut, o să vă le spun acum când intru înăuntru în solar la arcade, ce trebuia să fac dinainte. În primul rând cu vopsitul, trebuia să fi vopsit arcadele și tot ce făceam dinainte, după care, după ce le sudam pe picioare și tot așa, doar le dăteam cu pensula, cu vopsea. Nu mai stăteam să mă cațăr pe sus, pe scară, la 4 metri înălțime, cât are de jos până sus solarul la arcadă. Mi era mai ușor. Cam așa se deschide ușa, geamul, pardon, se deschide cu totul dintr-un cap în altul pe manivelă. V-am spus în clipul mai vechi, când v-am arătat ce vreau să fac, așa arată deschis. Îl deschidem cu foarte, foarte mică ușurință. Nu necesită multă muncă și foarte, foarte rapid. Asta ce se vede în capul la manivelă, i-am pus niște bretele ca să nu mi-l umfle vântul. Astea verzi, așa. Este un furtun din ăla cu inserție în el, ca să nu avem probleme să ne ia vântul să ne deschidă geamul. Cam așa arată deschis pe o laterală. Dacă vreți să puneți în practică, este foarte bun. Și varianta asta puteți să faceți, eu am și la solarul care este din ăla cu coam, așa, tot așa practica cu manivelă. Dacă vreți să faceți așa, ideea este că trebuie să lăsați folia dintr-un capăt în altul, să nu o tăiați deloc, tot ce vine pe sus pe arcadă, să o tăiați doar jos aici unde este îmbinarea asta. O tăiați cu 10 cm mai jos ca să puteți să o înroluiți pe manivelă folia, să nu aveți probleme, ca să o prindeți în clipsuri, să nu vă scape. Și imediat o să mergem și înăuntru să vă vorbesc puțin de greșelile care le-am făcut și nu trebuia să le fac, trebuia să fi făcut de la început așa. Am intrat în interiorul solarului. Știți că v-am spus în clipul mai vechi, solarul are o lungime de 14 metri și o lățime de 5 metri deschiderea. Aici, la arcade, despre asta vreau să vă vorbesc, greșeala care am făcut-o cea mai mare. M-am chinuit foarte, foarte mult să sudez. Țeava care vine din arcadă până în arcadă și contra care vine de sus până în țeava care străbate toată lungimea arcadei, astea trebuiau sudate de jos, mi era mult mai ușor, doar o pregăteam, o sudam și o puneam pe picioare. Nu mai stăteam să mai sudez sus pe scară, este cam mult de muncă și te cam chinui. De asta este bine să o faci, de jos. După ce am terminat și am realizat greșeala care am făcut-o, de fapt nu mi-a dat de la bun început prin gând să fac așa. Dacă făceam așa de prima dată, mi era mai ușor și terminam și mai repede. Nu mai stăteam să mă chinui pe sus, pe scară să sudez. Asta este singura greșeală mai mare care am făcut-o și m-am chinuit destul de mult. Cam așa arată solarul în interior. Este destul de mare, destul de spațios, avem o lungime bunicică, la fel și lățimea lui. V-am spus, cu vopsea i-am dat primul strat de grund, după care i-am dat o vopsea albă.
Grundul vă sfătuiesc să dați o altă culoare, un gri ceva, ca să vedeți când aplicați albul să vă fie mai ușor, să nu rămână spații nedate. Cu cât este mai bine vopsit, cu atât o să ruginească mai greu. Odată și odată tot o să ruginească, fiind condens și fiind apă, tot o să ia rugina fierul, dar cel puțin 5-6 ani, 3-4 ani, cât ține și folia, să nu avem probleme. Cam atât cu solarul, v-am arătat cum a ieșit. Eu unul în principiu sunt destul de mulțumit. Cine vrea să facă, v-am dat câteva idei, v-am spus și ce greșele am făcut eu. Astea pe manivelă, din cap în cap, este destul de bună deschiderea. Eu am geamul este de 80 cm și pe o parte și pe alta, dintr-un cap în altul, are suficient aer. Când o să le deschid pe amândouă lateralele, este unde ajuns aer, cât să nu avem probleme la cultura care o să o punem în solar. Cam așa arată el. V-am arătat solarul, că am spus că să vă arăt cum iese. Până la următorul clip, vă salut și numai bine!